S-au trezit concurenții, fetele s-au aranjat puțin de dimineață, apoi au mers să își facă cafeaua. Mamele se pregăteau să gătească câte ceva astăzi, vorbeau despre o salată de vinete, le întreba pe fete dacă vor cu ceapă, cu maioneză. Spuneau că doamna Mariana face astăzi paste cu brânză. În grădina din Casa Fetelor, cei de la camera au filmat astăzi o veveriță, au surprins-o pe cameră și ne-au arătat-o și nouă, au tot urmărit-o, era o veveriță foarte simpatică. Pe Luca o auzeam că astăzi se pregătește să vorbească cu Lucas, cu băiețelul ei și îi povestea Casandrei că Lucas merge la școală în septembrie, că este foarte încântat de lucrul acesta, că a terminat grădinița și o să aibă colegii noi și că ea speră să fie lângă el, să iasă din emisiune până când Lucas începe școala. Fetele au ieșit pe terasă, stau de vorbă, au avut și un mesaj în plasmă, au fost anunțate că Ana are astăzi date, Andrada spunea că ea a și uitat că trebuie să aibă un date și spunea că oricum ar prefera să aibă acel date seara, nu dimineața. Diana o și zicea că dacă vrea un date seara, trebuie să-l aibă la jacuzzi și Andrada explica faptul că ei nu îi place să se expună așa de la început în fața unui băiat. Pe Ana am văzut-o că se pregătea pentru date cu Mihai, o întreba concurenta cea nouă dacă are emoții și Ana spunea că în preajma lui Mihai nu are niciodată emoții, acesta reușește tot timpul să o facă să se simtă confortabil, să se simtă bine în prezența lui și nu are emoții. Mamele pregăteau astăzi și o plăcintă, aveau două tăvi cu plăcintă. Mama lui Gabriel se ocupa de lucrul acesta. Am văzut-o și pe mama lui Raul că a ajutat-o. Aveau un aluat din acela congelat și doamna s-a ocupat să tapeteze cu acea hârtie tăvile și să întindă aluatul. Doamnele spuneau că trebuie să se miște cât mai repede pentru că au fost anunțate că date-ul are loc în bucătărie și trebuie să elibereze acolo tot, să bage mâncarea la cuptor și să fie totul în ordine.